Debitele foarte mari înregistrate pe Dunăre în capitala Ungariei nu vor avea efecte și în România. Sunt asigurări pe care le dă conducerea hidrocentralei de la porțile de fier, care susține că în țara noastră debitul maxim al fluviului nu va fi mai mare de 8.000 de metri cu pe secundă. Creșterea volumului fluviului are însă efecte pozitive în producția de energie. Fluviul a înregistrat în ultimele săptămâni debite foarte mari în vestul Europei, în Austria, 10.000 de metri cub pe secundă și 8.000 de metri cub pe secundă la Budapesta, în Ungaria. În urma acestei situații au apărut îngrijorări și în țara noastră cu privire la posibile inundații pe fluviu. Specialiștii de la porțile de fier 1 dau asigurări însă că la nivelul actual fluviul nu se poate revărsa pe teritoriul țării noastre. Trebuie să știe opinia publică că, de exemplu, debitul maxim în secțiunea Viena a fost 10.000 de metri cub pe secundă. Asta nu înseamnă că cei 10.000 se vor translata la porții de fier. Sunt fenomene fizice, e o albie foarte lungă, sunt 1.000 de kilometri aproape, așa în fel încât în secțiunea de la Baziaș debitul este mult substanțial scăzut. Și asta voiam să vă transmitem. Apele române estimează... La Budapesta nu e o situație deosebită. Este o pregătire pentru ca să nu se atingă valori la cota de inundații. Da? Deci ei se pregătesc pentru un vârf de viitură. La secțiunea Budapesta azi dimineață aveam circa 8.000 de metri cu pe secundă. Deci este un debit mare pentru Budapesta, dar trebuie să mai știți că Dunărea, la intrarea în Serbia, are un debit mediu multianual, iar la ieșirea din Serbia în secțiunea Baziaș, debitul multianual se dublează. Creșterea debitelor a condus și la o creștere ușoară a producției de energie electrică la porțile de fier 1 și 2. Producția noastră a crescut. Astăzi avem undeva la 870 de megawatt, 670 pe porțile de fier 1 și 200 pe porțile de fier 2. Asta înseamnă aproape tot ce produce Hidro în acest moment. Hidro produce în România acum 1090. Deci iată, încă doar 200 de megawatt sunt în plus pe Hidro față de porți de fier 1. Hidro, din păcate, produce puțin pentru că în afară de cota de viitură de pe Dunăre și câteva inundații în România, dar nu pe râurile care produc energie, celelalte, datorită secetei, au un nivel foarte scăzut și de asta este și nivelul de energie foarte, foarte scăzut. Acum funcționăm cu patru grupuri. Unul este mentenanță, cum v-am spus, și planificată, începând cu 9 septembrie, dar vom finaliza mai repede decât, circa o lună zile, mentenanța. Am grăbit lucrurile și am făcut tot ceea ce este mai important. Nu au fost lucrări deosebite, în așa fel încât să disponibilizăm. Al șaselea grup este într-o reparație mai de lungă durată și rotorul turbinei, de exemplu, este la Reșița. Ieri am făcut probele finale și de săptămâna viitoare revenim cu rotorul turbinei în amenajare, în așa fel încât să putem monta de la sfârșitul lunii septembrie, început de octombrie. Afectează sau ajută acest debit producția de energie? Este excepțional pentru producția. Da? Pentru că evident că de la 2000 aveam programe undeva pe 7 gigawatt-oră pe zi, la un debit estimat vom avea 20-21 de mii de gigawatt-oră pe zi. Dunărea s-a revărsat și a provocat inundații puternice în România, atât la Cozia, în Mehedinți, cât și la Rast, în județul Dolj, în anul 2006, dar la acea vreme s-a atins un debit de aproape 15.000 de metri cub pe secundă.